Acțiunea de astăzi este o activitate de pregătire a populației cu măsuri preventive privind situațiile de urgență, gen incendiu, alunecare de teren, inundație, cutremur. Exercițiul nu a fost anunțat, iar angajații de la ISU au montat un cort pentru a face acolo un scurt instructaj celor care locuiesc în blocurile turn din cartierul Nord. Ca principale reguli, cea mai importantă ar fi ca în locul unde, în locuința dumneavoastră sau în locul în care lucrați, să identificați un loc sigur, subdis de armătură, colțuri interioare ale blocului în care la prima mișcare seismică să puteți să vă deplasați. Trecătorilor li s-au dat pliante. Angajații de la ISU au ales locația dintre blocuri pentru că, în cazul unui seism puternic de peste 5 grade în Vrancea, blocurile turn de 10 etaje din cartierul Nord din Pitești resimt cel mai mult unda seismică. Blocurile respective sunt construite în 1978, la un an de la cutremurul din 1977, care a avut peste 7 grade pe scara Richter.